și că doi țigani săraci veneau de la sat și un țigan sărac venea tocmai de la mama dreacu. În spinar avea un cazan să botează alt țigan. Ce faci, doamna Marica? Te-ai apucat să faci curățenie generală? Păi ce murdărie a fost? Cine a făcut murdărie? De la stradă. A, de la stradă. Care gâni? Rex. Păi și pe are de ăștia nu le iei? Care? Ălea, două. Ne trebuie să bem cafea cu ele. Nu. De ce? Nu e bine. Bă, da. Mai mâine avem? Da, vreau. Să văd ce faci. Da, cu mătura în capul tău. Poți să dai. Te ia cu jandarmeria. Păi, să vezi? Că n-ai voie să mă lovești. Da, cu tine da. Te ia jandarmeria. Merge apa acolo, merge unde am făcut-o. Merge. Serios. Pe cine votați voi acum la votări? Pe domnul primar. Pe domnul primar. Așa vă vreau. Să votați pe domnul primar Jura. Da. Sigur. Așa vă vreau. Vedeți că m-a făcut străzile frumos. Să fie cireș, să fie viș, nu știu. Eu zic că e cireș de mai. Hă? A lămâie, dacă tot nu stau cu câinii nea, să punem acolo în spate cu ușa. Nu, putem să o punem și aici. O punem acolo mai târziu, lasă-o cu lămâie. Lasă-o că o punem mai târziu. Uite, iau ăla pun, și o pun acolo, să doarme acolo. Acolo, în curte. Mamă! Să-i mulțumim lui domn primar că v-a făcut stradă. Toată lumea face curățenie, toată lumea spală. Numai Fane nu face nimic, trântul. Domnul Fane e trântul, nu? Da. Stau aici la butură singur eu. La butură aici, la butura lui Coșbuc. Și-o cheamă pe aia de mașină. Ce să trebuie să mai pui? Iar să faci tu lucru țigănesc. Da, ce? Așa să stai la pușcărie. Cât ai? Dar de unde ai luat fustă albastră, așa? Fustă mou, albastră, de la Bogdan luată, de mult de la care luat țigăncine. Păi e treaba ta. O fie afurisă, dar ai și izmene pe tine. Ha? Păi de ce văzut lumea pe grup? Păi de ce porți? Bateria asta cu lămâie să o vând și eu să fac un ban. Tu să o vin? Ha? Lasă să o dau și eu iau 50 de lei. Nu a că veni jandarmeria, că ați dat drumul la apă. Prea multă apă consumați. Da.
Dar mai n-am mai de paisa pe contul ăla. Doamna Marit, ce mai mâncăm și noi astăzi? Că e post. Tu cât de, mai de ce ți-i post? Să-ți ajută Dumnezeu. Du-te mai încolo, că nu te vede camera. Ce? Să faci tu bani. Mă duc eu acolo la Suliman să vezi ce post sunt. Îmi pun să-mi tai un picior de la fumat. Ha? A golit butoiul de bere. L-a beut. Nu, l-a beut cu Olghița tot. Nu. Dar Romeo, fain, ce-i? Dar doamna Olghița... E bolnavă. Ce-are? La fere o doare. La fere? Să duce la spital, n-are cu cine. Că nu mă duc eu cu ea. Păi și pe tine te doare îmbriajul ăla. Mergem amândoi, ne tractăm. Ha? Dar ai văzut că am făcut acolo, eu am năgit, ne-a fost desfăcut. Dar cine a desfăcut? Câinele cu dinți. Păi, aluminul ăsta nu se mai vedea. Păi eu l-am făcut. Din cauza lui Rex, altă, uite. Uite la aici, Rex, se uite la aici. Uite. Duce-și tu la testul la poartă, duce. El nu se duce. Da, el e noaptea de pază. Da, vei ceva să facă în gură. Ce să facă în gură? Că nu se iau ceva de la unde pe masă, mă, nu să supără. Să-i dau și la cățelul meu. Avea acolo o grămadă de carne rece. Să mănâncă și Rex. Nu? Bă, mănânci, bă, carne. Mănânci tu carne de porc, mănânci. Băi, Rex! Rex! Mă zic, ai ce-am crepa la mani! Mă zic! Băi, ce tu cine? Mă dă ce jos! Hai, de le fac la altă, să hai, hai, la cușca! Cușca! Hai, cușca! Hai, cușca! Pocai jama, mă, unde duci? Jandră, șoară. Alune și te duci cu crace în sus. De spune că i-am dus eu capcana, acum de pat. Stai acolo, stai în pat. Stai că stai bine în pat. Dă duci mă la boxă. Cușca. Cușca. Dar tu nu se pare că am vorbit cu adresa lui mama mea, ia întoarce o cu fundul, hai. Ia întoarce să dai niște George la curând. Hai. Ia dracu cu izmenile tălea de roșii. Cu zdrențele de pe tine, că zici că e Elisaveta aia de la gara. Păi tu cine e? Lute. Uitați, lămâia are lămâi. A luat Rex pe aia, a agățat, a stat cu gura pe ea 5 minute. Poate eu să le-am spui, că s-a mai bun. Dacă găsi una la mine pe masă. Baba lua pe partea la-n cap. Ați surop ce fac țigâncile ăștia curățenii, uite și tu, țigâncile să curățe și ele. De mult stăteau în cort,
Dormeau în paie. Și unde dormeai? Eu eram la hotel Paie Buricâni. Eu dormeam la hotel Paie Buricâni. Mărit Ioana, te recunoști că ai fost cea mai fată năcășită la Moțăței, dormeai acolo într-un coștiuc. Eu? Da. Tu dormeai la bunicor? Avea un bordiaș mic acolo unde stăgea bunicii tăi. Îți amintești când te-am bătut eu? Și ținea tată tot vinul în groapa de pământ. N-avea frigider. Nu. Avea o groapă și băga vinul acolo în groapă. Ce a? Ce aveai la tată? S-a tată, te unde te dai cu mare? Frigider. Pe când aveam eu butire, n-avea nimeni. Aveai pe râp acolo, veinile moare. Aveam toaletă pe canalizare, pe mactă. N-ai la stâmpă. Fac curățenie, alea. Nu mai vorbi de adresa lui. Te duci tu. Și cât mai aveți până terminat cu curățenia asta? Mai avem bucătăria asta mică. În pat. Îți mai iau și costum de paș. Îți mai iau și pantofi. Mă duc acum în etaj și atâta încălțăminte dau jos saci. Le mai pitur o dată, le mai pus în saci. Dacă vine cutuna și gurește tot saci. Hai că mâine mergem la lemne. Tu! Atâta bătaie îți dau de leg acolo pe lemn și fac glob. Aia mai trebuie. Cine o leg acolo pe copac. Acolo te leg pe copac. Nu, auzi, vorbește frumos cu mine. Vorbește frumos, domnul Fani. Te rog frumos, spune-mi domnul Fani. Ia uite, cer și eu de la voi, de la toți prietenii mei, o părere, ce să fac eu cu această femeie? Pot să fac eu pașile cu femeia asta, fericit? Spuneți voi, prietenii mei. Păi nu vezi că a avansat, numai aici a fost. De când ne-am luat telefon, stă numai pe TikTok. Ia uite la mine ce făcuși. Ce făcut la mâine acum? Altul accident. Trebuie să chemăm acum maestru, zidare. Pune-o la loc, așa că cade. Chiar vreau să iau pe bebe să văd cât îmi ia să repară toate scările de pe aici. După Paște. Numai după Paște. Acum vreau să vorbesc cu el. Am numărul lui. Cu bebe. Da, unde e? Unde a plecat bebe? Fata ei seamănă cu ea, identic. Are și ea un butoi de brânză, nu-l desface, auzi că se strică, face vierme. Mai bine preferă să mănâncă ceapă goală și cu varză, acră. Fata. Seamănă cu mama. Când se întâlnesc, stau de vorbă câte o oră. Stau de vorbă câte o oră după port. Mă duc eu la ea. Rămân acolo definitiv, că m-am săturat, nu stai. Acolo o să te duci, la cutura să stai, la Cluj. Cu oile să stai, să stai cu oile să muși capre. De când nu mai pot, nu mai acasă. Să te scoate.
Eu am cine stă cu mine, Rix. Ce a făcut eu, Maria, mă? Ce vorbești? Eu vreau, băi, că se vrea răbăra, nu am să mă întâlnă. Și dacă o zoare, da. Atâta încălțăminte, iar atâta papuci de case, luam de la Herculane, tot felul. Nu ne poartă, uite ce poartă, poartă ea la vechituia de la gunoi. Nu mai sunt, s-a rupt, papucii sunt, i-a rupt. Papuci? Papucii s-a rupt. De ce stai ca ciobănița pe boată? Păi sunt ciobăniță. Să te miri tu. Ciobăniță ești? Nu, nu trântor ca tine. Știi ce înseamnă trântor, șom? Au, spatele meu. Dumnezeu, vede și au, spatele meu, au. Au, coloana mea vertebrală. Au! Dumnezeu vede. Dumnezeu vede. Păi Dumnezeu sunt eu, că dacă n-aș fi eu, te-ar mânca câini. Tu dă și mă, la cine a dus-o și mă? A dus-o din toate, dar nu-ți dau din mașină jos. Tu te uita și vorba așa, ce acolo? Ce? Dar nu e bine să-mi... Du-te, uită-te și mai aia să spui. Vezi că luai 3 chile de roșii, 2 de crastaveți, și apă verde. Păi tu nu ce nu luai? Ia uite. Uite, uite cum stau căței lângă mine, cum mă iubesc pe mine căței mei, uite. Ia uite, Pufi și Rex. Ia, vrei să dau și din borbaca jos, să aduc eu mâncarea. Și să nu mă înșel, cred că luai și un chil de cârnați, de curcan. Ce de curcan? Da, de curcan. Vezi că luai și 2 cartoane de ouă. Hai să aveți poftă. Doamne Dumnezeu, nu mai mă văd scăpat cu curățenia asta, mă mâncare. Toate, uite că șampoane băgare pe jos. Ia uite că șampoane băgare. Luare la domnul Băbăcet tot șamponul. 50 kg de șampon luare. Un bidon de-al mare, da. Păi de ce? Să facem curat. Ha? Să facem curat. Faceți curat. Ești liniștită că nu mai ai câinile aici? Unde? L-a abandonat lămâia. Bine făcut. Bine făcut. Ia uite. E liniște acum fără Rix. Ha? Ei, nu stă și el jos. El îi trebuie ori masă, ori scaun. Păi e și el om învățat. Cum? Doamna cu cățelul. Ce mai faci, doamna cu cățelul? Bine. Ce frumoasă fustiță ai pe tine. Bine. Și tu ce ai pantalonii aia? Și ce s-a minge la ei? Ești bine. Da. Parcă e de la... De ce faci bă din buzunar să strică brânza? De aia. De ce ai păzânarea așa îngurite? Așa sunt ele, cu modele. Așa sunt ele, cu modele. Doamne Dumnezeu. Vai, și papuci mie la papuci. Le-am cumpărat. Ia de ce faci așa? Au, e spumă în ele. De ce faci așa? Așa fac ele. Ce mai trebuie ție? Parcă ai fi doamne, ai de toate. Pac, pac și rața care, ia zi. Da, da. Da. Ce ia uite ce faci, ia uite. Așa, vezi, are și un tic. Da. Un tic, nu? Dai din picior. Du-te ia și tu pâine caldă de acolo. Să-ți iau și caldă. Da. Dar mai bine, nu mănânci tu care de hemămânic, l-o zi la mărguța pentru porci cu scăturile. Nu mănânci alea. De ce? Ai pretenții? Da, zi, zi. Ia și pâine. Caldă. Să-ți iau pâine eu caldă. S-a dus, nu mănânc deloc. Nu mănânc deloc. Mai ales special de la tine. Mă duc acum să-mi mănânc că ai șunci. Din pot afumată cu ceapă și cu țuică. Nu mai duce. Și-mi iau țuică și mămăligă uscată și murători. Păi tu ai spus că nu mai mănânc uscături. De foame ce să fac? De foame. Păi ce să fac de foame? Mare minciunos. Uite ce făcut jos. Uite ce făcut jos. Ce pregătești acolo? Mie ouă la tigaie? Da, ție ouă. Eu nu mănânc. Nu mănânc. Ce mănânc? Mă otrăvești. O mâncare. Nu mănânc de la tine făcută mâncare.
Știu că mai te-ai gândit să mă otrăvești acum. Da, cu soluții de aia. Da. Ce faci acum? Uscături. Pentru cine? Pentru mine. Păi de cât ți-i pot? Păi pentru cine, sărăcii? Nu mănânc de la tine. Eu nu mănânc de la tine. Ce, eu sunt pom de ăsta? De ce mănânc eu? 2 lei, 3 lei. Un mic. Eu vreau un mic. Eu vreau un mic. Dar prinde grătarul pentru tine. Nu vreau un mic. Dacă îmi dai mai mult, mănânc. Nu mănânc, nu? Dacă îmi dai mai mult, da, dar așa eu vreau un mic. Da. Un sigur mic vreau. Unul sunt. Da. Dar dacă tu îmi dai mai mult și vrei... Nu te suferi, nu? Eu mănânc. Da? Spun, boda plăci. Da? Da. Doamna! Da. Pentru cine pregătești micile? Pentru domnul Fani. Pentru domnul Fani. Păi până înainte îl drăguie. E, cu rasa lui. Vreas, adică cu mama, nu? Cu mama? Da, cu cine? Mai mult. Înseamnă cu mama, nu? Nu. Păi rasa e mama. Eu nu mănânc din nici ăștia ai tăi. Dacă vreau unul să mănânc, unul, al doilea nu. Ai muștară? Căutăm. Ha? Vechi, ăla. Ce înseamnă vechi? Vechi, de mult. Nu mai mănânc. Nu? Da. Nu mai mănânc. Eu să mănânc, mamă, cât apă intră aici. Cât apă intră aici în salon. Gata.